Shift și Andra în deșteptarea, 9:10. Atenție, urmează culinaria, ceva complicat azi. Băi, să știi că este complicat. Vorbim astăzi, nu o să vă vine să credeți, despre omletă sau scrambled eggs, că sunt... Omleta este în principiu aia... Se poate face într-o grămadă de feluri. Omleta e aia tip tartă, nu? Plăcintă, cum ar veni. Clătită groasă. Clătită groasă, așa. Mai e aia tip, nu știu cum se cheamă. Mai e omleta pripită, în care pui toate drăciile posibile. Ceapă și amestecă, nu știu ce, ciuperci, da? Și mai e asta, scrambled eggs, care nu știu cum se traduce în română. Chisăliță. O chisăliță se înseamnă? Știți la ce mă refer? Nu sunt mare fan. E, după ce îți spun eu cum să faci, o să fii. Dați-ne mesaj 0728 3132 pe WhatsApp. Cum se traduce scrambled eggs? Că nu știu. Am început de la o știre... Alea care n-au o formă, omleta aia neregulată. Omleta neregulată, da. Da. Dar care este doar cu ouă. Adică nu mai pui înăuntru ceapă, șuncă, ciuperci, nu știu ce. Da, practic doar... nimic. Practic, aproape nimic. O să vezi imediat despre ce e vorba. De la ce ne-am luat... Sunt mai mulți șefi de ăștia internaționali care spun că una dintre cele mai mari greșeli este să pui lapte în ouă când faci omleta. No. Când eram mic, puneam. Puțin. Da, nu e treabă. Se cauciuchează, ceea ce e adevărat. Ceea ce se poate pune puțin este cremă de brânză. Aha. De-aia, tip orașul ăla american. Da. Că nu poate. Philadelphia? Da, aoleu. Ăla e o... Dar mai sunt și alte modele. Marca înregistrată, nu e un brand. Nu e un brand? Nu, nu e un brand. Da, aia, da, o linguriță. Mie mi-a schimbat viața, am văzut o rețetă de... Cum se cheamă scrambled eggs? Am primit mesaje, zic ce sunt. Mamă, scrob e cel mai frecvent răspuns, frate, dar mai sunt scrob. Și altele, jumări. Nu, ou scrob, astea, scrob. Papări, papară, văzută vegană. La Gordon Ramsay, pe care o încerc sistematic, Ione este înnebunită după genul ăsta de ou scrob, care începe așa, Zaf, notează-ți. Tigaie antiaderentă, cu fund ceva mai gros, și spargi în ea, deci nu e pusă pe foc, la rece. Spargi ouăle și pui unt. Dar unt, cum să spun, ești generos cu untul. O lingură așa. De unt, înțelegi? Unt de gătit. Unt, normal, nu de la super gras, n-are rost. Și de-abia după aceea pui pe foc la flacără medie și cu o spatulă, dacă poți, cu o spatulă de-asta elastică, de silicon. Începi să învârți. Începi. Nu pui sare, nu pui piper, nu pui brânză, nu pui ceapă, nu pui nimic, doar asta. Și începi încet, încet să amesteci pe foc. Și când vezi că începe să se întărească, să se prindă un pic, să facă așa o suprafață, că ouăle astea se întăresc, pac, o dai de pe foc și continui să amesteci la căldura reziduală. Da, o fac sistematic, la câte două, trei săptămâni. De asta zic. Da. După care pui la loc, înțelegi? Și când este aproape gata, că o simți, trebuie să rămână cremoasă. Greșeala cea mai mare la ouă scrob, la omletă, la orice faci ouă pe foc, este să usuci omleta asta. Da. Trebuie să fie cremoasă. Când ești aproape de final, începe, simți că începe să se închege, atunci o dai deoparte, pui sare, piper și adică, o linguriță, practic... o linguriță de cremă de asta, trademark. Da. O să pui crema și înainte, să știi. Philadelphia, nu. Pune-o, când zic eu, pentru că aia coboară un pic temperatura și o face cremoasă cu adevărat. Ideea e că omleta asta se face mai mult lângă foc. Da, și o mai duci din când în când, da, pe foc, înțelegi? Și mai pui, poți să pui tot la final, ceapă verde tăiată mărunt, mărunt, ceapă verde, da, la final de tot. Da, chives. Sau chives, cum ar veni, adică cepșoară, cum zicem noi. Și pe asta o iei după aceea, înainte să se întărească, pentru că la final o să vezi, o să se întărească repede. Trebuie să rămână cremoasă. Brânza aia Philadelphia te ajută să rămână cremoasă și îi mai coboară temperatura. Durează cam 8 minute să faci o omletă de asta. Da, mă rog. O iei cu lingura frumos și o pui pe pâine prăjită, dacă poți pâine de aia de țară, pâine cum aia, de țară. Asta este treaba. Și mănânci, mamă, știi cum? Zice, știți cum numesc copiii mei acest preparat? Ouă învârciolite, învârciolite. Sau fleașca bleașca. Fleașca bleașca, da. Da, mă, dar e cea mai bună omletă, după părerea mea. Neapărat să nu uscați. Asta este toată treaba. Copiii mei preferă omleta aia clasică. Și eu le-o fac din 3 ouă, atacam o tigaie cu diametru de 18 cm. Da. Și o fac la foc minim și cu capac și iese mai groasă și în felul ăsta rămâne un pic cremoasă, da, la mijloc. Și mai pui ce? Mai pui și alte lucruri? Absolut nimic. Doar asta? Doar ouă? Da. Ouă pe care le bat în prealabil, nu le fac, nu scrob. Ouă bătute la furculiță, nu cu mixerul. Puțin ulei, le pun foc mic, capac, răbdare.
Și pui pe deasupra cașcaval ras sau ceva? Acolo putem discuta. Putem discuta. Un bacon poate fi pus înainte. Da. Aici e fantezia fiecăruia. Da. Eu mai fac când nu fac așa. Eu, mie nu-mi place asta la tartă, nu-mi place cum arată, nu, eu fac de aia pripită. Și călesc mai înainte. Bacon, ceapă, niște ciupercele, pun niște mirodenii, chimen, pun foarte des. Uh-huh. Înțelegi? Sare, chimenul piper. E bun. Da, și după aia ouă și amestec. Ardei gras puțin. Deci toți trei suntem... Au mă ouă aici la noi, la parter, la deci, bufetul ăsta, că nu mai pot acum. Deci plec acasă, mă opresc și îmi fac o omletă? Da. Au niște ouă, asta e greșit, au niște sandvișuri cu ouă și șuncă, dar nu v-am spus omleta aia pe care o au în sandviș este de aia uscată, nasoală, o pun, da, nu e treabă. Nu v-am povestit niciodată, eu când eram mic eram fiert cu ouăle, da. Și de-aia acum nu prea mai mănânc, dar eu când eram mic mergeam la mama la care stătea la casă și o luam prin vecini și pe mine vecinii când mă vedeau mă invitau la masă, nu știu de ce, dar tu... știi? Dar nu... Nici nu te o familie, mai multe știi, familii de vecini. Știi gestul ăla reflex când ești la cârciumă și vine câte un cățel? Să-i arunci ceva? Și veneau doamnele și Luca, știi? Mă vedea câte o doamnă pe la garb acolo și venea mă lua de braz așa, știi? Mă trăgea un pic de braz și zicea: Lucuță, ce vrei să-ți facă mama de mâncare? Tu și eu ziceam, două, vă rog. Și mâncam 4-6 ouă o dată la două zile, să zic că mai stăteam și prin casă. În ulei făcute așa, muream. Și, da. Și dați că aveți colț de pâine. Da. Vedeam prin, se petrecea pe vremea lui Ceaușescu acțiunea. Și aveau la... La case toți aveau găini și aveau... Aveai tigăiță de aia mică? Erau niște tigăiță mici cu două urechi în care intrau două, puteai să faci? Aveam, sigur. Da. Dar de aia de inox și cu un tocător special de lemn pe care stătea, da, ca să nu... Erai meserieș. Eu aveam, da, avea tata, mă rog, era o tigăiță de asta, dar emailată, nu știu cum naiba. Aia mai adâncă. Maro. Adică de două degete. Două degete, da. Era și maro era pe fentă. Fund și da. Emailul era albastru stropit, așa cu alb, nu știu cum naiba. Nu, asta și... mea era de inox și era foarte puțin adânc. Avea, nu știu, sub un centimetru, da, știi? Și era specială pentru ochiuri. În ulei făcea și sărea ulei pe acolo, se supăra mama întotdeauna. Obligatoriu ulei, altfel nu, că se lipeau. Da, exact. Da. E obligatoriu cu unt acum. E mult mai gustos. Unt, da, foarte bun. Untul este secretul pentru multe preparate de bună calitate. Untul în ziua de azi, vă urez succes. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.